Imaginează că ai puterea de a călători între lumi și descoperi că în această lume nouă articolele tale de zi cu zi pot fi vândute la prețuri ridicole. Întâlnim o fată pe nume Mitușa în timp ce cade de pe o stâncă. Când se trezește, se trezește pe un câmp deschis și Jack își amintește ce s-a întâmplat. Își amintește că a fost împins de pe stâncă și de asemenea vedem că și-a pierdut părinții și fratele într-un accident. Ea crede că ar fi murit, dar gândindu-se la ce ar spune fratele Otaku, deduce că nu poate fi moartă pentru că poate simți foamea și durerea, așa că trebuie să fie într-o altă lume. Nu este nimic în jurul ei și merg zile între până când în cele de urmă dă peste o fată pe nume Khaled. Ea este luată de fată, dar vorbește o altă limbă pe care nu o înțelege. În ciuda acestei fapte, ea reușește să se prezinte, iar Khaled este încântată să-și afle numele. A doua zi dimineața, Mitsuha se trezește complet vindecată. Ea se uită în jur și găsește această lume. Este puțin îngrijorată pentru ea, dar arată că este deja mai bine. Ea merge cu Khaled să o ajute cu hrana și pe măsură ce ei adună plantele, ea crede că așa s-a simțit fratele ei când a avut o soră mai mică, dorind să o protejeze orice ar fi. Există lup care apare, iar Mitsuha îl ajută pe Khaled să urce un copac. Ea duce lupii departe, dar se împiedică și în timp ce lupul se aruncă asupra ei, se teleportează brusc și ajunge înapoi în casa ei din Japonia. Văzând stânca, își dă seama că nu a fost un vis și ia repede câteva arme, inclusiv praștia fratele ei și cuțitul de buzunar. Se gândește la ce ar trebui să se întoarcă, dar gândindu-se la Khaled, se întoarce. Folosind praștia, le atrage atenția, iar folosind piper și mirodenii, orbește lupul și îl termină cu cuțitul. Ceilalți lupi fug, dar și Mitsuha leșină. Mitsuha apare plutind într-un loc ciudat și îl întâlnește o statuie de pisică norocoasă. Ea spune că împrumută acest loc și că este locul în care locuiește Khaled. Pisica nu este obișnuită să se piardă și vulpile nu sunt obișnuite să o facă și să piardă într-un asemenea loc. Deci vulpea încearcă să ajungă la copac, dar Mitsuha nu poate. Vulpile nu sunt obișnuite cu copacul, iar vulpile nu sunt obișnuite să se piardă. Mitsuha caută o cale de ieșire din copac, dar vulpea nu este capabilă să găsească o cale de ieșire. Pisica decide să o lasă să păstreze puterile, explicându-i că acum are capacitatea de a călători între lumi, atât timp cât își poate imagina destinația exactă și este capabilă să se vindece într-un ritm accelerat. Văzând-o drept distracția lui, el o întreabă dacă mai este ceva ce și-ar dori, iar Mitsuha are capacitatea de a înțelege diferite lucruri, pe care pisica le acordă și apoi pleacă. Când Mitsuha se trezește, se întoarce la Khaled acasă, iar ea este acum capabilă să o înțeleagă. Îi mulțumește lui Khaled pentru că remediat-o, iar Khaled este surprinsă să o audă vorbind, iar Mitsuha pretinde că și-a recuperat memoria lui Khaled, iar tatăl îi mulțumește pentru că și-a protejat fica și plătește niște aur pentru că a scos lupul. Gândindu-se la situația ei, se întreabă cum și-ar folosi fratele capacitatea, deși ea era lăsată moștenire de către părinții ei, dar nu este suficient. Gândindu-se la modul în care această lume este mai puțin dezvoltată, ea se gândește să câștige bani aducând alte bunuri de pe pământ și vânzând aur pe care le face ea. Crezând că capacitatea ei poate dispărea în orice moment, ea decide că trebuie să facă destui bani pentru a se putea retrage în ambele lumi. Ea decide că va avea nevoie de 1 miliard de ieni sau 10 milioane de dolari pentru a trăi confortabil, așa că ar trebui să economisească 2 miliarde de ieni pentru a se pensiona în ambele lumi. Ea începe să se gândească la obiect precum chibrituri și brichete și chiar odorizante pentru toalete. În timp ce vorbește cu câțiva bărbați din sat, află despre stăpânul zonei și despre rege. Ea decide că va avea nevoie să se îndrepte spre capitală, dar Khaled îi aude conversația și nu vrea să plece. Mitsuha spune că are prieteni care o așteaptă în capitală și promite că se va întoarce și vizita. A doua zi dimineața ea pleacă într-o trăsură către orașul domnului, plănuind să câștige sprijinul domnului înainte de a trece la capitala regală. Mitsuha își dă brusc seama că pute, nefăcând un duș de când a ajuns aici. Îi cere șoferului să o lase, iar când nu este nimeni prin preajmă, se teleportează înapoi la casa ei. După ce a avut un duș, se întoarce și transformă toate bunurile în numerar. Ea face câteva cercetări online, iar capacitatea ei de limbaj o ajută să înțeleagă site-uri străine. Ea caută securitate privată, companii și găsește o companie numită Wolf's Fang, folosind Google Maps pentru a-și găsi destinația. Ea se poate reporta în complexul în America de Sud. Ea plătește sub gardă și este capabil să se întâlnească cu liderul companiei. Ea lasă verifice aurul din lumea cealaltă, iar el se evaluează la 200 de dolari, așa că ea își dă seama că ar trebui să economisească 80.000 de monezi pentru a atinge scopul ei. Au ajuns la o înțelegere în care ea cumpără niște arme și se antrenează în împușcături pentru autoapărare. Ea face mai multe cercetări despre societățile medievale pentru a decide ce produse să vândă. Pentru a se pregăti de întoarcere, ridică aurul din mina de aur și îl cumpără. Ea ridică niște bijuterii și chiar comandă o țintă personalizată. Cu toate pregătirile terminate, ea se întoarce în lumea cealaltă. Ea ajunge la reședința domnului, dar gardenii o îndepărtează pentru că nu are programare. Deodată trece o trăsură, ea află că oamenii dinăuntru erau fiii domnului. Mitsuha iese cu un plan, teleportându-se înaintea trăsurii și așteptând. Pe măsură ce trăsura se apropie, ea prinde niște petarde, făcând ca ei devină sălbatici și se preface că a fost într-o luptă cu domnul. Ea merge apoi pe cealaltă parte și trăsura vede că băieții sunt loviți de trăsură. Băieții își fac griji pentru ea și o iau în ea. În timp ce se preface că se trezește, îl întâlnește pe Lordul Clau. Îi cere scuze și se bucură să vadă că par a fi destul de drăguți. Mai târziu, Mitsuha se prezintă ca un nobil din țara îndepărtată a Japoniei. Văzându-și ținuta frumoasă, Klaus consideră că acest lucru este credibil. Mitsuha spune că a fost atacată de o fiară
țară sălbatică și separat de tovarășii, dar a fost salvată de oamenii acestui oraș, așa că a venit să-și ofere ajutorul. Pentru mulțumirile ei, ea îi dăruiește un cuțit elvețian care îi intrigă instantaneu. Klaus o întreabă despre planurile ei, iar Mitsuha spune că se îndreaptă spre capitală, dar Klaus spune că se face târziu și îi spune să meargă cu trăsura dimineața, dar Mitsuha spune că nu are bani. Klaus consideră asta ciudat, pentru că cuțitul pe care l-a dat ar fi valorat o duzină de aur. El îi spune să stea peste noapte și găsește că identitatea este ciudată. Înapoi în camera ei, Mitsuha își îmbracă rochea și se alătură familiei și merge la cină. Klaus îi prezintă pe restul familiei, soția sa Iris, fiilor Alexis și Theo și fiica lor Beatrice. În timp ce mănâncă, mâncarea este dezamăgită de calitate, chiar dacă sunt nobili, dar ea o mănâncă pentru a fi politicoasă. După masă, Klaus se întreabă cine este ea cu adevărat. Mitsuha spune o poveste despre cum a fugit din țară pentru a evita o dispută succesorală după ce părinții au murit, așa că plănuiește să facă un nou început în această țară. Klaus este mișcat de povestea familiei și este fericită să fie alături de ei. Mitsuha povestește despre familia ei, iar Mitsuha spune că și-ar vinde colierul pentru niște aur, dar el este brusc alarmat, dezvăluind că perlele sunt atât de rare încât ar trebui să fie imposibil să ai un colier complet din ele. Mitsuha se oferă să-i o dea, șocându-o și mai mult, iar Klaus se întreabă despre valoarea lui. Iris dezvăluie că ar trebui să fie o comoară națională, spunând că nu există nicio cantitate de aur care să-l cumpere. Klaus sugerea să-l scoată la licitație, dar și Iris respinge ideea, spunând că dacă oamenii ar afla despre asta, oamenii ar ucide pentru asta. Mitsuha plănuise să schimbe colierul pentru a obține sprijinul și finanțarea domnului. Se întreabă dacă ar putea pur și simplu să desfășoare colierul, făcându-l pe Iris să piardă la sugestie. Mitsuha se întreabă ce poate face pentru bani și insistă să-i dea colierul lui Iris, iar Klaus își face griji cu privire la valoare, dar Mitsuha le spune că vrea doar suficient aur ca să poată începe și își ridică propriul magazin, spunându-le o poveste cu plâns că Iris își amintește de propria ei mamă. Erei acceptă propunerea. După aceasta, Theo spune că cuțitul elvețian a fost uimitor și se întreabă dacă are lucruri de vândut. Mitsuha scoate un cuțit pliabil și îi spune că l-ar putea vinde pentru un aur, ceea ce Theo acceptă imediat. Având în vedere valoarea aurului, ea este capabilă să-l vândă cu mai mult de 10 ori decât a plătit pentru el. Beatrice se întreabă ce fel de magazin ar deschide, iar Mitsuha îi spune că va vinde niște cosmetice și accesorii pentru femei, dar se gândește și că ar putea încerca să vândă ceva mâncare. Klaus o avertizează că recoltele culturilor au scăzut, iar Mitsuha îl surprinde cu cunoștințele despre agricultură de la fratele ei, spunând că culturile trebuie rotite, altfel solul devine prea subțire. Mitsuha începe să vorbească despre invenții noi pentru a face bani, să se distreze și chiar să le confunde cu proprii părinți. Începe să plângă gândindu-se la familia ei, iar Klaus o mânghie. În ciuda lacrimilor, Mitsuha pornește a doua zi cu banii și sprijinul lordului Klaus. Are servitori care o însoțesc și pleacă spre capoul regal, încântată de călătoria ei. Mitsuha și Klaus încep să vorbească despre viitorul familiei, iar Mitsuha spune că Mitsuha va ajunge în capitală și datorită scrisorii de recomandare a domnului a reușit să găsească un loc pentru magazinul ei. Ea pune totul la punct, umplând magazinul cu chestii ieftine, dar și o selecție rotativă de articole mai de lux. Ea își deschide oficial magazinul, dar pe măsură ce ziua trece nu primește niciun client. Ea încearcă să rămână pozitivă, dar a doua zi tot nu primește un singur client și începe să-și facă griji. Se întreabă de ce nu poate obține clienți, dar în cele din urmă Mitsuha reușește să găsească un loc pentru magazinul ei, iar Mitsuha plânge. Fetele se uită în jur și devin curioase despre un articol. Mitsuha spune că este un instrument care ajută la îndepărtarea solzilor de pește atunci când gătesc pește, dar acesta este un șoc pentru fete să audă. Fetele verifică unele dintre acele articole, dar până la urmă nu cumpără nimic. Mitsuha începe să intre în panică, dar una dintre fete observă niște șampon. Mitsuha îi spune că pe un elixir magic care curăță și hidratează părul deteriorat. Având în vedere prețul său de 8 arginte, îi decide să transmită articolul. Mitsuha îi urmărește oferindu-i un gratuit eșantion, dar fetele decid că vor ceva de mâncare în schimb. Neștiind când va avea mai mulți clienți, Mitsuha oferă și mâncare gratuită, rugându-i să rămână. Fetele sunt de acord fără tragere de inimă, iar Mitsuha plânge în timp ce le mulțumește. Ea începe prin a duce unul dintre ei la duș. Prietenii ei sunt îngrijorați, dar fata se bucură curând de experiența de a face un duș fierbinte. Mitsuha folosește șamponul pe păr și apoi dă chiar și o probă de gel pentru corp. În timp ce ea usucă părul fetei, prietenii ei cred că uscătorul de păr trebuie să fie magic. Părul fetei se termină moale și neted și toți sunt uimiți. Ei ajung să cumpere atât șamponul cât și gelul pentru corp, iar Mitsuha vinde chiar și o broșă. Stomacul fetei mârie, așa că Mitsuha începe să pregătească niște mâncare. Fetele sunt surprinse să vadă foc fără lemne și încep să creadă că este o vrăjitorie. Ei devin îngrijorați, dar Mitsuha se întoarce curând cu niște supă. Sunt uimiți de aromă, dar a fost de fapt doar o supă instant. Mitsuha scoate apoi niște pești, iar fetele sunt șocate. Mitsuha este confuză de ce au astfel de reacție la pește, crezând că a făcut ceva greșit, dar fetelor le place totuși. Mitsuha continuă să servească felul de mâncare după fel de mâncare, iar fetele le găsesc totul uimitor. Ca și cadou de despărțire, Mitsuha le oferă niște ciocolată pe care să o împărtășească cu colegilor. Pe măsură ce fetele pleacă, Mitsuha este bucuroasă că în sfârșit a făcut prima ei vânzare, sperând ca fetele să răspunească vesele despre magazinul ei și va aduce mai mulți clienți. Dar fetele sunt îngrijorate privind ciocolata, crezând că Mitsuha este o vrăjitoare. Ei decid că trebuie să facă ceea ce li se spune și să-l împărtășească cu colegilor. Ei aduc ciocolata lui Marcel, bucătarul șef al casei.
case lor. În timp ce Marcel încearcă ciocolata, fetelor le este frică, dar el o găsește să fie delicios cu aroma sa bogată. Cere să știe de unde au luat un astfel de articol, dar în acest moment intră doamna casei. Fetele explică tot ce s-a întâmplat, iar doamna se oferă să cumpere șamponul de la fete pentru a încerca. Marcel întreabă despre experiența lor de a mânca pește, iar fetele confirmă că aveau pește proaspăt. Domnul este confuz despre cum este posibil, întrucât cel mai apropiat sat de pescar se află la 10 zile de mers cu căruța, așa că chiar dacă ar exista o trăsură care mergea non-stop, ar trebui să fie imposibil să ajungă peștele proaspăt în capitală. Domnul decide să trimită pe Marcel să investigheze secretele lui Mitsuha, așa că a doua zi face o vizită la magazin. De asemenea, Marcel găsește interesant cărătișorul de pește, iar fetele sunt surprinse să constate că peștișorul nu este interesant. El sfârșește prin a alege o grămadă de articole, dar pe măsură ce merge să plătească, el întreabă de ce ea vinde un soltar de pește, dezvăluind faptul că aceștia nu sunt nicăieri aproape de apă, așa că nu există pești în capitală. Mitsuha realizează greșeala aici, de ce au fost fetele atât de surprinse. Marcel continuă să întrebe dacă poate cumpra pește de la ea, explicându-i că el este bucătarul casei Reiner. El a preluat funcția de bucătar șef când prezentul șef s-a îmbolnăvit. El este acum responsabil de catering pentru viitorul bal de debut pentru fica domnișoarei Adelaide. Este un eveniment de maturizare în care este prezent altora din altă societate. Casa Reiner este de asemenea o casă nobiliară relativ nouă, așa că nu sunt la fel de bine privite de alți nobili. Marcel nu este încrezător pentru petrecerea atât de importantă și se gândește dacă ar putea servi pește pe care nimeni altcineva nu-l poate obține. El va impresiona pe toată lumea. Mitsuha se gândește la ce ar trebui să facă și are senzația că ar trebui să-l ajute. Ea ajunge să se ofere un serviciu de consultanță, spunând că poate ajuta la rezolvarea tot felul de probleme. La scurt timp după, lordul Reiner, soția lui, vizitează și ei au o cină de degustare, iar Mitsuha servește o gamă de feluri de mâncare diferite. Ei găsesc totul că este încântător, iar domnul îi cere să o angajeze să o ajute să mănânce pentru bal. Dar Mitsuha refuză de fapt acest lucru. Spre surprinderea lui, ea spune că ar fi plictisitor să faci doar mâncare și le cere să-i dea control total asupra evenimentului de la pregătirea rochei. Pentru a dirija spectacolul și orice altceva, domnul este de acord cu cererea ei și în timp ce se pregătește să plece, Mitsuha este surprins când soția lui cere să cumpere mai mult șampon și gel. Mitsuha i-a pregătit un produs premium pe care îl vinde cu și mai mulți bani. La casa Reiner, Mitsuha îl vizitează pe Marcel și explică că trebuie să pregătească suficientă mâncare sau altfel va apărea o insultă pentru oaspeți. Mitsuha se uită printr-o carte de rețete pentru a găsi lucruri pe care le pot face la scară largă. Ea se ocupă de bucătărie, îndrumându-i pe bucătari asupra modului de preparare a mâncărurilor. Pe măsură ce exersează vesela, Alaido vizitează și Mitsuha o duce înapoi la magazinul ei. Ea le spune bodyguardului să aștepte afară, în timp ce Adelaide este măsurată pentru ochii ei. O aduce sus și îi pune o bandă la ochi. Cu aceasta ea se teleportează înapoi pe pământ și o duce la croitorul ei. Femeia o tărăște pe Adelaide și măsoară corpul ei. Ea iese cu o grămadă de modele și Mitsuha lasă costumele în seama ei. Mitsuha îi spune Adelaide să nu-și facă griji și a înțelege cât de mult fac părinții ei, pentru că ea știe că nu pot ieșa. Mitsuha o trimite și ea este de asemenea hotărâtă să facă din asta un succes. Mitsuha devine atât de ocupată cu pregătirea lucrurilor pentru bal încât nici măcar nu a făcut să-și deschidă magazinul și vedem pe cineva care încearcă să intre. Dar vine noaptea balului și inițial nobilii nu sunt prea impresionați de mâncare. Reiner le mulțumește tuturor nobililor că au venit și le spune să se pregătească pentru spectacol. Perdelele se deschid când Mitsuha începe să vorbească la difuzor. Ea o prezintă pe Adelaide, care iese într-o rochie albă frumoasă. Ei o consideră fermecătoare, sunt impresionați de designul rochiei ei. Sunt confuz cum pot vedea un câmp de flori, dar este de fapt doar Mitsuha și folosește un proiector. Adelaide se schimbă într-un costum de armură și realizează un spectacol în timp ce Mitsuha povestește publicului. Oaspeți sunt impresionați și Adelaide o pregătește prin schimbarea finală al costumului. Adelaide se prezintă oficial, iar nobilii o aplaudă. După aceasta, Mitsuha anunță că ea va fi următorii nobili. Pe lângă mâncarea lor obișnuită, îi servesc câteva mâncăruri străine speciale în spate. Pe măsură ce vasele sunt examinate, sunt șocați să găsească pește. Ei se întreabă dacă este sigur să mănânci, dar sfârșește prin a încerca oricum, găsind că este delicios. Toată lumea pare să se bucure de mâncare, iar Mitsuha crede că lucrurile merg bine, dar ea este prinsă brusc și se întâmplă să fie Iris. Ea este tărâtă și adusă la Klaus. Iris menționează cum a încercat să viziteze magazinul de mai multe ori, dar nu a fost niciodată deschis. Sunt curios spre ce face aici, iar Mitsuha spune că este aici pentru o afacere. Ea este prinsă din nou dintr-o dată și unul dintre bucătari îi spune că mâncarea se epuizează. Ea este confuză pentru că ar trebui să pregătească de două ori mai multă mâncare, dar se pare că oaspeții mănâncă prea mult, deoarece este o mâncare pe care nu au mai mâncat-o până acum. Mitsuha se scuze, se îndreaptă spre bucătărie, îi găsește pe toți demoralizați, dar îi reamintește lui Marcel ce este în joc. Văzând că mai au cartofi, Mitsuha le ordonă să facă cartofi prăjiți. Ea ajunge să servească desert, precum și cartofi prăjiți, și toată lumea este încântată. Nobilii sunt impresionați de tot, de la divertisment la mâncare, iar balul este un succes uriaș. După bal, Mitsuha este în sfârșit capabilă să-și redeschidă magazinul. Afacerea se remarcă pentru ea și a reușit să facă 260 de aur din minge, care valorează 26 de milioane de ieni. Ea a făcut o grămadă de poze la eveniment, iar acum le poate vinde nobililor la un costum suplimentar. Un bărbat intră deodată și cere imediat pește. Mitsuha se prefa
face, că nu are oricare, dar omul începe să devină agresiv, cerând peștele sau altfel, el este bucătarul șef al baronului Turk, iar după ce a participat la bal, baronul s-a săturat de mâncarea lui normală. Bărbatul crede că ar putea face mâncare la fel de bună dacă ar avea ingredientele, așa că cere peștele. Mitsuha explică că nu are afaceri cu vânzarea de pește, dar bărbatul amenință. Cu toate acestea, Iris sosește brusc, se plânge că Mitsuha nu s-a întors să-i viziteze, iar Mitsuha plânge că a fost hărțuită de către bărbat. Apare și Klaus, care se întreabă de intențiile pe care le are bărbatul. Bărbatul devine îngrozit și fuge. După aceasta, Mitsuha este târâtă, iar ea se întoarce cu Klaus și Iris. Este întâmpinată cu căldură de Beatrice, care se întreabă ce a făcut. Teo menționează cum a organizat balul de Budantei pentru Adelaide, menționând mâncarea și performanța uimitoare, iar Beatrice este târâtă. Geloasă ca ratat, țipă la frații și amândoi fug. Ea o întreabă pe Mitsuha dacă o va ajuta să-și organizeze propriul bal de debutante, iar Mitsuha este de acord. Ia o masă împreună, iar apoi Klaus o complimentează pentru cât de bine a mers mingea, dar au întrebări despre de unde a luat mâncarea și cum a obținut articole pe care le vinde în magazinul ei. Mitsuha se gândește la o scuză și spune că toate au fost lucruri pe care prietenii i-au trimis de acasă. Ea explică că a servit toată mâncarea și acum stă acolo, vânzând articole suplimentare pe care i-au fost trimise. Găsesc explicații ciudate, iar Mitsuha își face griji că se contrazice, dar ajunge să o accepte spunând că așa este Mitsuha. Alex încearcă să flirteze cu ea, spunând că a fost uimitoare la bal, dar Mitsuha își amintește cum a cochetat cu Adelaide toată noaptea. Klaus trece mai departe și ajung să vorbească despre cum să-și îmbunătățească agricultura pentru tot restul nopții. Când Mitsuha merge în camera ei, Beatrice vine să o viziteze. Începe să vorbească despre ea, dar Mitsuha descrie cum l-ar organiza ea cu o trăsură frumoasă și mâncare delicioasă și chiar artificii. Beatrice o întreabă pe Mitsuha despre viața ei de întâlnire, dar ea admite că nu a făcut-o cu adevărat și că a mai dat de cineva înainte. Beatrice o întreabă despre tipul ei, dar Mitsuha își dă seama că citește un bilet, iar Mitsuha ca cere să știe cine a trimis-o să întrebe. Ea găsește biletul, iar Mitsuha cere să știe adevărul. Ea amenință că nu-și va organiza balul debutante, iar Beatrice dezvăluie rapid că fratele Alexis a fost cel care a pus la cale. Are și întrebări de la Teo și chiar de la Klaus. Mitsuha este surprins de acest lucru, iar Beatrice spune că toți îi plăteau câte un aur pentru fiecare întrebare.